Ceau, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane. Și uite cu ce bunătate vă întâmpin astăzi. Ce zice aici în caserola mea? Salată orientală de primăvară. Asta e salata noastră pe care o mâncăm alături de friptura de miel de Paști. E garnitura cea mai faină, care se potrivește perfect pentru că e acrișoară, ușoară, se prepară cu o zi în avans, poate fi păstrată la frigider sau la cămară răcoroasă cu capacul. Și din ce e compusă? Cartofi fierți, ridic și ceapă verde. Cu totul cu o vinegretă simplă. Hai să vedeți cât de ușor se face și neapărat să o faceți de Paști lângă friptura de miel, dar o puteți mânca și normal și în restul primăverii, atât timp cât avem ceapă verde și ridic, alături de fripturi de pui sau de porc sau de vită, este grozavă. La treabă! Pentru salata noastră orientală de primăvară, care în mod tradițional în familia noastră este garnitura fripturii de miel de Paști, aia e fierbinte și asta e rece. Se potrivește foarte bine că e acrișoară. Am aici așa, cam 1 kg de cartofi fierți în coajă, răcoriți, pe care acum îi și decojesc. Mai am așa, cam o legătură de ceapă verde. Acum voi vedeți că la mine aici e mare ceapa verde. Dacă sunt din alea firave, puneți 5-6 fire. Câteva ridic. Și ce mai am? Pentru vinegretă, apă, cam 200 de ml, apă rece, 2-3 linguri de oțet simplu de masă, o să-i pun o linguriță de sare, una de zahăr și un pic de ulei. Și asta e tot. Și o să vedeți cum o să o montăm stratificat. Mă tăiem cartofii în felii. Eu am ales soi special pentru salată, dar după cum se vede, se cam sfărâmă. Uite cum sunt alunecoși și sfărâmicioși. Eu îi tai de la început pe toți, îi las aici pe cârpător pentru că o să-i stratificăm după aia cu ceapă. Am și început să pun, asta e vas de Iena, de la Iena, din orașul din Germania de Est. De din anii 70, avea mama mai multe dimensiuni și tot timpul salata asta orientală de primăvară, garnitura fripturii de miel în Iena, se făcea bine, făcea mai mare. Era mai mulți la masă, era și străbunicul atunci și bunicul și... Nu. No. Uite cum se desfac. No. Las cu bine o fi. Pun aici câțiva. Pot să pun un pic de sare pe ei, așa și între rânduri, dar și vinegreta va avea sare. Și acum ceapa. O tai în rondele. Mai fine. Și ca să meargă mai repede, o tăiem în două. Și punem așa. Să tăiem de sus, deodată. Eficiență în bucătărie. Ce arome faine! Asta e primăvară. Ridichea, ceapa verde. De-aia și zicem așa la salata asta. Știți că la noi la miel niciodată n-am făcut nici piure de cartofi și nici cartofi prăjiți, că mielul e o carne grea și îi se potrivește foarte bine salata asta. Ne mai vorbim că se face cu o zi înainte. Asta întotdeauna sâmbătă o facem înainte de Paști. Și o acoperim că de are capac și o ținem în frigider. Și hai să tai acum și din ridichiuțe câteva ca să avem să intercalăm. Pe ăsta le putem tăia, uite așa. Fin, pe ăsta le tăiem foarte fin. Cât de fin putem ridichile. Dacă aveți mandolină, folosiți mandolină. O să le tăiați foiță. Uite așa. Ce bunătate! Simplă și foarte gustoasă și pe lângă cartofi care e moale, ai elemente crocante. Uite așa, ridiche pe asta fiind mare, putem și pe invers să o facem. E mai ușor de tăiat, dar tot așa subțirică. Subțirică la mijloc. Să fie și între straturi și de decor. Totdeauna una frumoasă o țin sus, aia o să tai ultima. Și niște ceapă verde ar fi trebuit eu să-mi păstrez, dar... Scot eu de aici din codiță să fie așa un pic de decor cu verde deasupra, să nu încheiem cu cartof, că n-arată așa apetisant. Așa și ultima ridichiuță. Na bun. Acum să montăm. De așa. Deja avem un strat de cartofi. Am zis că pun deoparte ridichia și niște ceapă verde. Să le pun aici de la bun început, să nu uit de ele. Așa. Și restul vine
împărțit pe straturi. Așa ridic ceapă și iar cartof. Facem 2, 3, 4 straturi cât ne permite vasul. Punem așa împreună. Ridic iar să se văd fain și pe margine cum s-a așa cu roșu. Dacă vreți ceapă mai puțin, nu puneți mai puțină, nouă ne place mai cu ceapă să fie, ca să gustoasă de numa salata. Și iar ceapă, ridic. Cum ar că am trebuit să închei aici, că mai am o rând de cartofi și mă pun decorul. Așa că punem tot. Uite că la fix îmi intră în salatieră. N-am mai știut exact în care am luat-o pe asta la întâmplare, dar am zis că asta sigur mânca pe salată dintr-un kil de cartofi, ceea ce e absolut adevărat. Și încheiem cu, dacă este prea gros tăiat, ce mai frumos, așa, cartofiori. Mă, nu le-am mai pus sare pentru că știu că o să le pun în vinegretă și știi cum este, ca și cu varza, când îi pui sare în cotor, când o pui la murat, mă, că vii și cu saramura, nu mai știe nici nimeni câtă sare-i. Așa că mai bine știm ce punem în vinegretă. No, mă spăl pe mâini și decorul îl facem după. Aici am apă rece, cam un pahar. Și acum am zis că pun așa, asta e sarea. O linguriță cu vârf și tot așa zahăr. Și la toată chestia asta vine oțet. Oțet simplu de masă folosesc eu. De așa una, mai simplu să torn, două, trei. Dar gustăm. Nu zic nimeni că e musai exact așa să fie. O gustați, bă, poate mai vreau sare, poate mi-e prea dulce, vreau să-mi mai pun oțet. Ideea e că trebuie amestecat foarte bine să se dizolve zahărul. Asta tot timpul durează aproape un minut, dizolvarea zahărului. Sarea, cu aia n-avem treabă. Și e bine să gustăm. După mine e perfectă. Nu mi-a trebuit nimic. Pare aspră vinegreta în stadiul ăsta, dar o să vedeți în momentul în care punem ulei, exact care asta arată de ardei copți. Vă las link în descriere. Momentul în care îi pui picăturile alea de ulei la final, se întâmplă ceva miraculos. Totul se echilibrează perfect, grăsimea fiind vehiculul de arome. Fără grăsime, mâncarea e tristă. Aromele stau fiecare în truda lor deoparte și nu se amestecă. Și acum, efectiv torn vinegreta peste salată. Nu trebuie să fie înnecată. E perfect. Eu aș mai pune totuși un pic de sare deasupra, că știu eu că asta va coborâ după ce se va dizolva. Așa. Și cum ziceam, ulei echivalentul a 2-3 linguri. Așa. Una, două, trei. Asta va coborâ. Nu, hai să mai punem, că nu a fost așa plină. 4. Ulei de floarea soarelui simplu. Eu aici nu folosesc ulei de măsline. Era genul ăsta de salată. Și a rămas să mai decorăm. Mi-am ținut aici verdeața și o ridiche. Verdeața pot să mai toc un pic ceapa verde, că e cam mare. De asta puteți face și în ziua servirii, pentru că ziceam eu că asta se face cu o zi înainte și se ține la rece. Le punem așa verde pe margine. Facem așa o bordură. Sau putem arandala, nu contează. Hai să o facem așa, mai modern, nu cu model. Și ultima ridică. Tăiem și pe ea subțire. Deci atenție la degete, că deja nu mai are stabilitate bucățica și trebuie bine ținută în mână, așa. Și că le putem pune așa mai 3D, să ne stea și în sus feliile. Așa. Adorabilă. Salată de primăvară, simplă și gustoasă. Merge și la friptură de porc și la friptură de pui, bineînțeles, dar v-am zis, noi asta o facem în mod special pentru friptura de miel, pentru că se potrivește extraordinar de bine, ea fiind acrișoară, cu asta. Și
Și acum ce mai trebuie făcut este să o acoperim și să o dăm la frigider să stea peste noapte. Și mâine, înainte de servire, ea trebuie să fie rece, dar nu de la frigider. O scoatem și o lăsăm pe masă un pic, cam o oră, înainte de a o prezenta lângă friptura, care, v-am zis, poate fi de miel, de porc sau de altceva. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta noastră, nu uitați să vă abonați la canalul Savori Urbane, să povestiți și prietenilor despre noi și familiei extinse, să ne apreciați printr-un like, să distribuiți rețetele noastre și, bineînțeles, să lăsați un comentariu prin care să ne spuneți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, dacă aveți alte întrebări despre alte preparate. Să ne vedem cu bine data viitoare!